Goldilocks and the Three Bears in English. English. Romanian. Goldilocks și cei trei urși. Goldilocks se distra culegând flori pentru mama ei. Se îndrepta din ce în ce mai adânc în pădure. Oprește-te, Goldilocks! Întoarce-te acasă! Pădurile sunt primejdioase când ești singură. Ea a găsit o căsuță cu o grădină frumoasă. Vreau să culeg florile acelea, spuse Goldilocks. Am să văd dacă este cineva acasă. Oprește-te, Goldilocks, mai bate încă o dată. S-ar putea să fie ceva neașteptat în spatele ușii. Bună, strigă ea. Este cineva acasă? Dar nu a răspuns nimeni. Pe masă erau trei castroane din care ieșeau aburi. Un castron mare, un castron mijlociu și un castron mic. O, terci de ovăz, spuse Goldilocks. Mor de foame. Oprește-te, Goldilocks, nu te grăbi. Situația poate să devină foarte neplăcută. Goldilocks luă o lingură din castronul mare. Vai, țipă ea, era mult prea fierbinte. Apoi încercă castronul mijlociu. Of, era mult prea rece. Castronul cel mic era tocmai bun și Goldilocks a mâncat totul. Cu burtica plină, ea se îndreptă spre camera următoare. Stai puțin, Goldilocks, nu poți umbla de colo-colo și să-ți bagi nasul în casa altcuiva. În fața focului arzând și cald erau trei scaune. Un scaun mare, un scaun mijlociu și un scaun mic. Mai întâi, Goldilocks s-a cățărat pe scaunul cel mare. Dar era prea tare. Apoi s-a cățărat pe scaunul mijlociu, dar era prea moale. Totuși, scaunul cel mic era tocmai bun. Goldilocks tocmai se lăsa pe spate când... Crac! Picioarele scaunului s-au rupt și a căzut pe jos. Au! Strigă ea, scaun prost! O, nu, Goldilocks, ce ai făcut? Ridică-te repede și fugi. Goldilocks se simțea obosită, așa că se urcă pe scări la etaj. În dormitor erau trei paturi. Un pat mare, un pat mijlociu și un pat mic. Se cățără pe patul mare, dar era plin de cocoloașe. Apoi a încercat patul mijlociu. Dar era prea elastic. Totuși, patul cel mic era tocmai bun și foarte repede ea a adormit. Trezește-te, Goldilocks, deschide ochii. S-ar putea să ai o surpriză mare. Tocmai atunci, cei trei urși au venit acasă. După ce s-au împiedicat de un coș, tata urs a observat masa. Cineva a mâncat din terciul meu de ovăz, spuse el cu voce tare răgușită. Cineva a mâncat din terciul meu de ovăz, spuse într-un ecou mama urs cu voce de molă. Cineva a mâncat din terciul meu de ovăz, strigă cu voce scăzută copilul urs și au mâncat totul. Trei urși foarte flămânzi, simțindu-se puțin obosiți, dar un monstru culegător de flori nu părea să fie prea înspăimântător. Ținându-se de mână, s-au furișat în camera de zi. Cineva a stat pe scaunul meu, spuse tata urs cu voce tare răgușită.
Cineva stă pe scaunul meu, a spus într-un ecou mama urs cu voce domolă. Cineva stă pe scaunul meu, strigă copilul urs cu voce scăzută. Și uite, l-au rupt. El a izbucnit în plâns. Acum erau foarte îngrijorați. În vârful picioarelor a urcat încet pe scări spre dormitor. Trei urși grizzly, nesiguri de ce vor găsi, poate un monstru ticălos care rupe scaune. Cineva a dormit în patul meu, spuse tata urs cu voce tare răgușită. Cineva a dormit în patul meu, spuse într-un ecou mama urs cu voce domoală. Cineva dorme în patul meu, se jelea copilul urs cu o voce ridicată. Și uite! Gălăgia o trezi pe Goldilocks și țipă. În timp ce urșii își reveneau din șoc, Goldilocks a sărit din pat, a fugit în jos pe scări și a apucat coșul gol și a fugit. Ei bine, Goldilocks, așa îți trebuie. Acei urși te-au speriat rău de tot, dar e un secret care trebuie împărtășit. Cei trei urși erau și ei tot așa de înfricoșați.